Suntem în această după masă aici, din nou înaintea Cuvântului. Cuvântului Sfânt, Cuvântul care are putere să edifice, să zidească inimile noastre, să schimbe viziunea noastră, să schimbe perspectiva noastră, să schimbe viitorul nostru, să schimbe eventual veșnicia noastră. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze la aceasta. Spuneam la Înghierea Predicii de dimineață că rusaliile a împărțit lumea pentru tot restul existenței ei în trei mari categorii de oameni. Oameni care cred că atunci când vorbești în alte limbi, comunici cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, îi spui taine lui Dumnezeu, spui și despre tine ceva și nu știi, și nu știi că ar trebui să-i spui. Dar rezolv eventual și păcatele din neștiință. Da? Pe care nu le mărturisești. Nu știi că cineva e supărat pentru, pe tine. Nu? Nu ți-ai lăsat darul la altar. Altcineva are ceva împotriva ta. Există un capitol. Și anume, când vorbești cu Dumnezeu într-o altă limbă. Oamenii aceia de la Rusari, prima categorie de oameni, au spus, oamenii ăia, peste care a venit puterea de sus, rosteau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și binecuvântat să fie Domnul pentru această categorie de oameni, de pe planetă, din toate veacurile, de 2000 de ani încoace. Oameni care vorbesc în alte limbi și vorbesc cu Dumnezeu lucrurile minunate ale Lui. Glorie Lui pentru aceasta. A doua categorie de oameni, cred, că include o mare mulțime. Cea mai mare mulțime. Și anume, oameni care nu știu, oameni care nu se pronunță, oameni care nu sunt interesați, oameni care trăiesc în obscuritate, în ambiguitate, în confuzie. Ce vrea să fie aceasta? Nu știu ce face Duhul Sfânt. Nu știu ce rostesc cu cuvintele acelea într-o altă limbă. Nu mă interesează. Eu vreau să fiu rațional. Ce vrea să fie aceasta? Aveți vreo altă opinie? Nu sunt de aceeași părere, nu sunteți de aceeași părere că foarte multă lume a rămas la nivelul acesta? Care nu cred că acolo se ascunde o taină, acolo se ascunde un mister, că acolo este o promisiune, că este o lucrare bine stabilită de Dumnezeu. Da? Milioane de oameni care citesc Biblia, care predică Biblia, care cântă despre Domnul, care recită despre Domnul, sunt în această perioadă, sunt într-o vreme ca aceasta, aici, se găsesc aici. Nu mă interesează. Nu știu. Ce vrea să zic aceasta? Trăiesc cu întrebarea aceasta mereu și mereu. Nu caută de niciun fel răspunsul. Când aud vreun răspuns, îl pun sub semnul întrebării. Nu sunt deloc curios să-l întrebe pe Domnul. Mor și n-am rezolvat problema aceasta. Mor și pe patul morții mai au o întrebare. Știți care e întrebarea din textul acesta? Ce vrea să fie aceasta? Cine știe ce se întâmplă? Bănuiesc că și aici sunt oameni care cred așa sau au rămas în poziția aceasta. Ei pot să facă slujbă, pot să citească Biblia. Dar întrebarea aceasta rămâne un mister pentru ei. Nu vor să o abordeze. Nu e convenabil pentru ei să o abordeze. Cred că este un adevăr mare aceasta. Dar s-a întâmplat la momentul cheie al veacului Harului. Stăpânul veacului Harului, Duhul Sfânt, a programat așa. În cea mai curată, cea mai limpede lucrare posibilă în vremea aceea, s-a întâmplat așa. 12 oameni apostoli erau acolo. Cei pe care a cântat Iisus Hristos. Cei care au așteptat făgăduința. Împreună cu ei erau familiile lor. Împreună cu ei erau convertiții din vremea aceea. Au vorbit fiecare într-o altă limbă. 16 națiuni care erau acolo
a putut să înțeleagă miracolul. Și totuși, de la acea adunare plină de sărbătoare cerească, s-au întors oamenii acasă cu întrebarea. Ce vrea să spun aceasta? Ce ești cu aceasta? Ce cu lucrarea asta ieftină? Nu știm. S-a întâmplat ceva. O să treacă timpul. Minuneaza o să țină 3 zile. Ca oricare alta. Dar n-a fost așa să fie. Știți că într-o vreme ca aceasta, miracolul ăsta se încăpățânează să rămână. Miracolul ăsta vrea să demonstreze ceva. Și ceea ce vrea să demonstreze este că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. În stânga și în dreapta, când alte confesiuni, mult mai organizați ca și oamenii care vorbesc în alte limbi, oamenii care sunt părtași la sărbătoarea Rosariilor, oamenii care au mai multă tradiție, mai multă vechime, mai multă pregătire, falimentează și își pun întrebarea, oare câți au mai rămas? Există un popor care se înmulțește vertiginos. Care atrage atenția oricărui om care face o statistică socială. Oricărui sociolog. Oricărui lider religios. Și întrebarea este următoarea. De ce poporul ăsta se înmulțește așa de mult? Care este secretul? Cine îi convinge pe oamenii ăștia? De ce sunt formați în tiparul ăsta că se duc până la capăt? Că sunt în stare să plătească orice preț. Că pot să moară pentru cauza aceasta. Că nu-i mai oprește nimeni. Dați-mi voie să vă spun că eu personal am stat de vorbă cu lideri religioși. Mi-a spus, de ce la noi e așa de greu? Avem predicatori mult mai buni ca și voi. Avem 400 de ani de experiență. Anul ăsta s-a sărbătorit 400 de ani. De ce se întâmplă la noi? Și am pus pe hârtie. Era un om sincer. Am pus pe hârtie și printre ceea ce am pus pe hârtie și am împărtășit ca și părere, am pus și părerea aceasta. Voi nu experimentați vremea Harului și lucrarea Duhului Sfânt. Totul este teorie, este cuvânt, este slovă. Iar slova poate să ucidă. Slova ucide. Duhul dă viață, spune Scriptura. Slăviți să fie numele Domnului. Aș vrea ca această categorie să se micșoreze mereu și mereu. Și dați-mi voie să vă spun. Un frate păstor pentecostal a fost chemat să facă unui bolnav dintr-o altă confesiune, dintr-o altă nuanță evanghelică, ungerea. Ei nu practică ungerea. Nu este un alt de cult. Și atunci când s-a rugat cu foc, s-a rugat cu lacrimi. Și la un moment dat, bolnavul și cei care erau acolo au început să vorbească în alte limbi. Așa spunem noi, mai îndos. Pentru că în biserica aceea nu se vorbea în alte limbi. O biserică mare din Timișoara. Dar în biserica aceea se vorbește în alte limbi, pentru că Duhul Sfânt, dincolo de viziunea oamenilor, de lideri care își pun întrebarea, domnule, dacă ar trebui să credem pasajul ăsta, ar trebui să renunțăm la denominația noastră. Păi, ce ar însemna aceasta? Că nu mai există. Dar Duhul Sfânt nu-și face asemenea calcule. Duhul Sfânt pune deoparte oameni pentru o nouă experiență. Măriți să fie Domnul. Și știți ce cred eu? Că cea mai frumoasă experiență este aceea când Domnul te botează și când Domnul te umple cu Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul. Când Domnul se ocupă de tine într-un mod special. Învățăm în seara aceasta oricine am fi. Dacă vorbim sau nu în alte limbi, dacă avem certitudinea că a primit sau nu Duhul Sfânt, dacă avem părerea că am primit și n-am primit în realitate, oricine suntem după masa aceasta, trebuie să învățăm că Duhul Sfânt, spunea fratele Filip, vine de la Domnul Iisus Hristos. Eu vi-l voi trimite.
Modul, procedura prin care Domnul ne trimite este următoarea. Domnul trimite Duhul Sfânt în cantități programate de El. În sensul acesta, Biblia spune că Duhul Sfânt se dă cu măsură. Duhul Sfânt se dă cu măsură. Adică nu este un concept. Nu este o psihoză. Toți vorbesc în alte limbi și noi trebuie să vorbim în alte limbi. Departe de orice comentator această afirmare. Duhul Sfânt e o noțiune extrem de precisă care se dă personal oamenilor care doresc să experimenteze aceasta în unități de măsură. Și aceasta dintotdeauna. Vă aduceți aminte slujitorul Elisei la răpirea lui Ilie ce a spus? Să vină o doită măsură din Duhul tău. Noțiunea era cunoscută în vremea aceea. Apostolul a experimentat la Rusalii și ceea ce ne interesează în mod deosebit în seara aceasta și nu știu cum o să ne încadrăm noi ca și timp. Numai Duhul Sfânt știe secretul ăsta. Cum o să ne încadrăm în seara aceasta. Dar ceea ce vreau în mod prioritar este să avem imaginea omului de la Rusalii. Cel mai mare câștig al tău în seara aceasta ca și prieten, ca și ascultător, ca și participant la această sărbătoare, e să știi cum trebuie să arăți din seara aceasta, de la încheierea programului până la capătul vieții. Cum arată omul de la Rusalii? În mod special am citit pasajul acesta și anume, atunci când lucrurile erau extrem de confuze, s-a ridicat Petru și a spus, oameni buni, aveți o problemă. Nu pricepe ce s-a întâmplat. Să vă spun eu. Ascultați cuvântul meu. Eu sunt abilitat să vă spun. Cum arată oamenii de la Rusalii? Haideți să ne uităm la apostoli. Oamenii care au vorbit în alte limbi la Rusalii. S-au ridicat în picioare, spune Scriptura, atunci Petru împreună cu cei 11. Nu vă pare că este un lucru grozav? Ca și o consecință a pogorârii Duhului Sfânt la Rusalii? Păi știți ce au făcut oamenii ăștia până acum? Și foarte bine. Au vrut să fie unul la stânga, altul la dreapta. Au vrut să aibă cuvântul întotdeauna fiecare dintre ei să vorbească primul. Au vrut să aibă dreptatea lor. L-au convins pe Domnul că trebuie să meargă pe mâna lor. Să conteze pe ei. Că dacă toți se leapădă și îl părăsesc. El e mai grozav. Nu e ca cei de la suprafață. Nu ca superficiali. Da? Ei, de data aceasta înțelegeți că Rusalii a amestecat așa de bine, încât se simt bine să stea în picioare și să spună noi suntem cu El. Noi nu avem o altă opinie. Dacă El vorbește ca și când am vorbit noi, dacă El susține adevărul, adevărul Lui, adevărul nostru, dacă El suferă, suferim și noi cu El. Dacă El nu are, mergem și noi cu El să murim. Așa a spus unul într-o zi. Da, a murit El. Mergem și noi să murim cu El. Lazar a murit. A spus Domnul. Rusalii face unitate de plină între ucenici. Așa arată omul de la Rusalii. Așa arată omul de la Rusalii. Cum trebuie să arătăm noi? De ce așa de multă frământare? De ce așa de multe viziuni? De așa de, așa de multe opinii și păreri? De așa de multe, de ce așa de multe feluri de închinări? De ce așa de multe opinii cu privire la Duhul Sfânt? Noi nu avem în lumea aceasta adevărurile noastre. Noi nu avem soluții să aducem trezirea într-un cartier, într-o biserică. Soluția o are unul singur, Duhul Sfânt. Noi trebuie să subscriem, noi trebuie să votăm la fel. Noi trebuie să acceptăm unitatea spirituală. Noi trebuie să investim în lumea noastră spirituală. Și ceea ce uimește, dacă vreți, contemporaneitatea, este această unitate. Ei sunt uniți. Unitatea sperie lumea. Unitatea sperie pe diavolul. Unitatea este cea mai puternică mărturie. Da? Domnul Iisus a spus, atunci când vă veți uni, atunci când vă veți iubi,
Atunci când veți fi una înaintea mea, atunci diavolul va fi pus pe fugă. Atunci lumea va cunoaște că sunteți ai mei. Nu că aveți conceptul nostru. Nu că aveți o altfel de denominație. Mi-era foarte greu într-o zi să explic un lider politic, unui lider politic, de ce într-o localitate sunt două biserici pentecostale. Una independentă și una cultică. Domnul X, începem să-i spun. Ei, ăștia altfel, domnule, cum altfel mai nu sunt pentecostale? Ba da, tot pentecostale. Dar ăștia sunt independenți. Păi independenți de ce? Mă întreba. Ăia sunt sub ce? Era foarte greu să spun. Știți ce trebuia să le spun în seara aceasta am inspirația? Trebuia să le spun ăștia, nu trăiesc la felul sarile, domnule. Ăștia au sarile lor. Ei creează bucuria Duhului Sfânt, îl înlocuiesc. Nu se pare că există o religie așa, care crede că a adus trezirea? Nu credeți că sunt oameni care zic, când eu slujesc biserica se mișcă? Cred că aici nu sunt în seara aceasta, nu? Cântăreți predicat, nu cred că sunt. Slavă Domnului pentru salile astea. Dar Duhul Sfânt are trezirea, Duhul Sfânt are secretul, Duhul Sfânt are linia. Duhul Sfânt poate să ne ducă acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Diferența de spiritualitate nu fac eu. Nu opinia mea contează înaintea lui Dumnezeu. Contează opinia lui. Dacă sunt sau nu spiritual, nu eu trebuie să spun. Dacă omul de lângă mine este firesc, nu contează opinia mea, că este foarte firesc. Nu! Contează opinia Domnului. Dacă vorbesc în alte limbi, nu contează că sunt superior unuia care nu vorbește în alte limbi. Nu? Iar e o confuzie dacă fac o afirmație. De ce nu acesta? Da, vreau să spun până la capăt ideea aceasta. Nu sunt eu mai spiritual că vorbesc în alte limbi. Pentru că Duhul Sfânt nu se dă contra unei atitudini. În schimbul a ceva. Ce este de fapt Duhul Sfânt? Cum e numit Duhul Sfânt? Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Ce credeți că în lumea aceasta copiii bogaților merită să primească daruri mari? Darul este egal cu valoarea, cu capacitatea, cu ascultarea, cu supunerea unui copil? Nu. Ci cu valoarea financiară a părintelui care face darul. Și noi putem să luăm darul lui Dumnezeu și să spunem ce grozav sunt eu, ce mult vorbesc eu în alte limbi, ce mult prorocesc eu, ce mult multe vedenii am eu, ce cantitate mare am primit eu de la Domnul. De fapt, tot ceea ce am primit de la Domnul, măsura Duhului turnat peste noi, este, dacă vreți, un secret pe care îl păstrează Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Îl controlează Duhul Sfânt și ca revelație îl primește cel care slujește. Îl primește cel care slujește. Și anume, când eu, ca predicator, ca proroc, ca recitator, sunt într-o mulțime de oameni și lângă mine sunt 5 slujitori. Revelația îmi spune că lângă mine este unul care a primit mai mult. Și el trebuie să slujească. Înțelegeți aceasta? Dacă eu o să trag de timp, dacă eu o să vorbesc și o să iau timpul altuia, am o problemă cu mintea, că nu-i luminată de Duhul Sfânt. Am o problemă cu înțelepciunea, că n-a ajuns darul ăsta la mine. Am o problemă cu cumpătarea, cu cumpătarea. Am o problemă cu respectul față de fratele de lângă mine. Am o problemă cu egoul meu. Pentru că Biblia spune, fiecare în dragoste să dea întâietate altuia, să-l vadă mai presus, mai valoros. Am o problemă. Frate și soră, oricine e vii. Fratele, oricine e vii. Nu? Sunt foarte frumos. Să ne ajute pe fiecare dintre noi, Domnul, să ne vedem valoarea exactă înaintea Lui și să așteptăm smerenia. Așa este atitudinea. Acesta este rezultatul de la Rosalie. Se mai ceartă ăștia 11 pentru faptul că unul singur ăla, tot ăla, vorbește? Adică Petru? Nu. Au format o echipă. Asta e Rosalie. Așa lucrează Duhul Sfânt. Asta este mărturia Rosaliilor. Și
Să facă Domnul ca biserica întreagă să simte mișcarea aceasta a Duhului Sfânt. Amen. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spuneam, după a doua categorie urmează și a treia, și anume, categoria a treia este categoria împotrivitorilor, a tăgăduitorilor, a răzvrătiților, a necredincioșilor, a oamenilor care frontal își bat joc de Duhul Sfânt. Și spune așa, Domnule, asta nu-i Duhul Sfânt. Sunt plin de most. Așa au spus oamenii aceia. Au luat o razna, eventual și-au pierdut mintea. Și ce spune Biblia în sensul acesta? Și aș vrea să citesc o referință biblică și deschid de Biblia la Matei, la capitolul 12 și am să citesc un verset. E foarte important aceasta. Versetul 31. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertat. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Și atenție, frații și surori. S-a întâmplat asta când un om din mulțime era chinuit de diavolul. Iisus era acolo și el eliberează. Și oamenii au spus, ăsta nu-i Duhul Sfânt. Ăsta e Belzebut, Domnul Dracilor. Știți care este hula împotriva Duhului Sfânt? În modul cel mai clar și cel mai direct? Să spui atunci când Duhul Sfânt lucrează prin cineva, ăsta nu-i Duhul Sfânt. Știți cum se numit pentecostalii în toate mediile posibile? Din totdeauna au fost numiți tremurici. E o mare jignire asta, nu? Adică unul care suferă cu sistemul nervos, bănuiesc un medic așa tratat, nu? Are o problemă așa. Nu? Ei, dar de fapt ce se întâmpla era că acolo se întâlnea lumea firească, elementul firesc și elementul duhovnicesc. Mi-aduc aminte de cineva care privea pe un anume frate, nu știu foarte bine, și eu am văzut asta când stăteam la mod, tremura tot. Cât predica, tremura. Și spuneam omul acesta într-un dialog mai liber așa, eu predic cum predică fratele ăsta, m-a luat așa o teamă, cum îl ia pe el atunci când predică. Da, e o responsabilitate când predici. E o responsabilitate când vorbești în numele lui Dumnezeu. E o responsabilitate când ascult un mesaj de partea lui Dumnezeu. Am să vă spun opinia unui mare om, printre primii 50 din țară, om care conduce aproape 1 milion de oameni în țara aceasta, și l-am dus la biserică. Pe drum îmi spunea când intra în biserică, pe trotuar, iar e greu în mediul ăsta. Domnule, eu vorbesc, am vorbit la Bruxelles, am vorbit peste tot. Vorbesc în fața academicienilor, a oamenilor care sunt prelegeri, discursuri, dar la voi e greu. La voi e greu. La voi e cutremurat. Nu? La voi e cu emoții. S-a ridicat în picioare și când a început, a făcut așa. Iar e greu la voi! Și a început să spună ceva. Dar e o altă lume. E altceva. Pentru că oamenii ăștia s-au obișnuit să-L audă pe Duhul Sfânt vorbind. Gloria lui Dumnezeu! Amen. Întreb, o întrebare de fond. E cineva aici care s-a făcut vinovat? Vreodată? Spunând, predicatorul ăsta, n-a vorbit Domnul în țara asta Duhul Sfânt. Și în realitate să fi vorbit. E cineva aici? Să stea jos. Ăla. Înțelegeți cât de vinovați putem fi atunci când nu ne convine. Când Duhul Sfânt ne spune că suntem vinovați, da? Reacționăm. Nu sunt eu așa de păcătos. Spuneam ca și frații lui Iosif, după ce l-au vândut, după ce vreau să-l omoare, după ce aveau sânge de criminalii ei, gânduri de criminalii ei, n-au zis, o, prințule, prim-ministru, domnule prim-ministru, noi suntem oameni de treabă. Noi nu condamnăm predicatorii și predicile. Dar am spus noi vreodată despre o lucrare, despre profeție, despre un îndemn, despre un vis, despre o inspirație.
toate, citeam în seara aceasta, sunt operele Duhului Sfânt. Feciorii, fetele, prorocesc, au vedenii, vizează bătrânii visuri. Vin și spun, mi-a vorbit Dumnezeu. Eu vorbim Dumnezeu. Ce vorbim Dumnezeu? Asta e cuvânt de la Dumnezeu. Așa vorbește Dumnezeu. Dar m-am uitat la el. Știi și nervos, și agitat, era că m-a supărat pe cineva. Domnule, inspirația n-are de-a face cu capacitatea lui. Sunt oameni diplomați care, da, te vor ucide încetul cu încetul cu cuvintele lui și niciodată nu vei ști aceasta. Înțelegeți că mesajul transmis nu are de-a face în mod direct cu capacitatea omului, cu pregătirea omului, cu diplomația omului. Noi nu avem nevoie de proroci diplomatici. Noi nu avem nevoie de predicatori diplomatici. Noi avem nevoie de oameni care să-și facă nume cu slujirea, rețineți, cu vorbirea în numele lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de așa cum spune Duhul Sfânt. Amin? Amin. Cunosc un proroc la al doilea Timișoara. Judas proroc. Omul ăsta suna cam așa o profeție. O să mergi spre Timișoara de la Săcălaz. Și o să vezi că vine unul mânând ca legumul. Să știi că o să ai un accident. Noi, spiritualii, nu? Noi, oamenii pregătiți, specialiști în materie, nu? Ce ușor putem să dăm o descoperire de genul ăsta deoparte. A venit sora care a avut accidentul, care a avut lucrarea, de la ea știu greaba aceasta, este o familie prietenă. Era în mașină cu copilul ei, colegul unul din băieții mei. A venit unul mânat ca nebunul. A atins undeva pe aripă, s-a răsturnat, a avut un accident. I-a spus că din accidentul ăsta nu vor rămâne, deși va fi grav, nu vor rămâne cu sechele, cu urmări. Copilul era în comă, copilul a stat vreo 3 luni în spital, a stat nu știu câte zile sub aparate, în perfuzii, a fost întreținută viața din el, dar s-a ridicat. M-a vizitat ieri, dacă vreți, acasă. Copilul este sănătos. Pentru că așa a știut să vorbească Duhul Sfânt. Unul dintre oamenii cu experiență îmi spune așa, într-o zi am simțit că predic fără satisfacție, că mă rog și nimeni nu mă ascultă, am simțit că vin la biserică și nu sunt bucuros de ce se întâmplă și stăluitor l-am întrebat, l-am somat pe Dumnezeu. Doamne, spune ce se întâmplă! Pentru că ai disprețuit cuvintele mele care ți s-au părut ieftine. Pe prorocii mici. Păi de unde să știm noi asta? Că în Biblie nu scrie. Am mai găsit noi de câte un proroc mic, noi din Scriptură, îl cităm și pe Obad, era, nu am pus nebicătar că e mare sau că e mic. Vedeți, avem și în rândurile noastre proroci mici pe care îi disprețuim. Nu avem voie să o facem. Biblia spune, hula împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. De ce credeți că nu va fi iertat nici în viacul acesta? De ce dacă îl hulești pe Dumnezeu, vei fi iertat? De ce dacă îl hulești pe Iisus, vei fi iertat? Așa spune. Oricine va huli împotriva Fiului, va fi iertat. Pentru că dincolo de perioada aceasta, nu mai este nimic, Domnule. Frate, dincolo de asta, nu mai este nimic. Dar sursele reabilitării tale s-au epuizat. Dumnezeu a pregătit ultima sursă ca să mijlocească pentru tine cu suspine negrăite, după voia lui Dumnezeu, l-a pregătit pe Duhul Sfânt. De aceea, reține că fii înțelept că este vorba să analizezi. Vor fi foarte mulți oameni fără minte care se vor hazarda. Acceptă că Duhul Sfânt poate să lucreze oricum și atunci când îți vorbește pe înțelesul tău, da? Mărește numele lui Dumnezeu pentru aceasta. De ce? Că se ocupă de tine. Este adevărat? Poate că e un fel de echilibru să spun, așa spunea și în seara aceasta cineva aici, că poate să existe multă confuzie. Dar cred că este normal să spunem. Sunt enorm de multe imitații într-o vreme ca aceasta,
ca întotdeauna. Întotdeauna a fost așa ceva. Imitație. Imitația vrea să spună că lucrul este veridic, este autentic. Da? Știți care este răspunsul nostru la această imitație? Să lași pe omul acela, pe slujitorul acela, să lași să slujească până când îl pui față în față cu împlinirea. Cu împlinirea. Este o mare problemă. Nu trebuie să crezi. Orbește. Da? Dați-mi voie să spun. Noi nu suntem aia care credem și nu cercetăm cum ne-au acuzat alții. Nu. Biblia ne poruncește, ne spune, cercetați toate lucrurile. Și slavă Domnului că avem aici o carte luminată, deschisă pentru fiecare dintre noi. Spune Scriptura, nimeni nu spune Iisus Hristos este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Da. Pe oamenii aceia care se fac pe ei domni, pe care se fac pe ei importanți. Orice om care se face pe el important, da? Scoateți-l afară din calcul. Nu-i Duhul Sfânt acela. Dar orice ființă care îl face pe Iisus Domn, suveran, puternic, este Duhul Sfânt acolo. Măriți să fie numele Domnului. În seara aceasta, spuneam, în câteva minute care ne-au mai rămas, vreau să vedem cum arată omul de la Rusalii. Ce înseamnă vorbirea în alte limbi de la Rusalii? Este importantă pentru noi? Cât de mult înseamnă ea pentru noi? Ce înseamnă această garanție? Și pentru aceasta, aș vrea să citesc un verset din Efeseni, din capitolul 3, versetul 13, care spune așa. Capitolul 1, versetul 13, care spune așa. Și voi, după ce ați auzit cuvântul, poate mă audă frații baptiști, creștini, după Evanghelia Adventiști, oricare alți ortodoxi, și voi, după ce ați auzit cuvântul, spuneam dimineață, și ați trecut la baptiști și v-ați botezat, da? Spune Biblia aici așa. Ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia mântuirii voastre, sunteți pe drumul cel bun. Ridicați mâna când mă întreabă cât mântuiți sunt în sală. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. De asta de la Rusalii vorba, nu? Și care este o arbună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Este o arbună. Cuvântul cheie în textul acesta este cuvântul arbună. Toată lumea are o explicație pentru cuvântul arbună. Găsim un sinonim, cel puțin unul, pentru cuvântul acesta. Ce este arbună? Este un avans. Ce este o arbună? Este o capară. Se folosește în bagajul cuvântul capară? Da? Este tot arbună pe graiul bănățenilor. Da? Este un avans, este o garanție. Garanție, avans, căpară și așa mai departe. Sunt sinonime cuvântului arbună. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a spus oamenilor care au experimentul rusariilor, parafrazez eu, care vorbesc în alte limbi, dincolo de venire la biserică, dincolo de predică, ascultarea predicii cu gura căscată, adică atent, omul care așteaptă mântuirea și voi după ce ați primit cuvântul care vă duce la mântuire, ați fost arboniți. Și textul spunea că această arbună, ce ne poate face ea? Ne poate garanta, ne poate duce mai departe, ne poate pregăti, ne poate ține aproape de Domnul în vederea răscumpărării celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Comentând aceasta, îmi permit să spun, Dumnezeu știe că ați duce mântuirea până la capăt, spunea fratele Filip în ziua aceasta, nu? Ați duce mântuirea până la capăt. În această bătălie, ați duce mântuirea până la capăt, nu tu ești elementul care faci să reziști, ci Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Și Biblia ne spune că ea este o arvună, este o garanție. O arvună. Sunt oameni care nu au nevoie de arvuna aceasta. Dom'le, pe mine mă mântuie Domnul când vine. Așa crede ei. Cât de importantă este arvuna aceasta?
Vor fi oameni care au experimentul rusaliilor. În special, în seara aceasta vorbesc despre vorbirea în altă limbă. Umplerea aceea de moment e suficientă ca să ajungi la capăt, la mântuire, întotdeauna ai garanția aceasta, se poate dizolva, se poate perverti, da? Se poate, poate să-și piardă valabilitatea. În contractele dintre oameni au mai existat oameni care au spus, Doamne, m-am răzgândit, dă-mi înapoi aduna. Se întâmplă asta? La Dumnezeu se întâmplă? Toată sala știe că Dumnezeu poate să-și ia înapoi aduna? Dar care este garanția atunci că omul care are un experiment al întoarcerii, spuneam, pocăință, naștere din nou din cuvânt, experimentul umplerii, pecetluirii, dacă vreți, cu Duhul Sfânt, și totuși nu are garanția, care este cea mai bună poziție înaintea lui Dumnezeu? Nu este important să știm? Haideți să citim acel cuvânt foarte contradictoriu, care creează așa de multă confuzie, și anume, să citim cuvântul din Romani, din capitolul 8. Și anume, versetul care spune așa, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, de când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu. Că și nu se poate supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voință nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Când omul este al lui Hristos? Pot să spun cu tărie. Nu când vorbește în alte limbi. Asta nu este o garanție. Este doar o armonă. Omul este al lui Hristos când e călăuzit. Când e călăuzit de Duhul Sfânt. Când îi permite Duhului Sfânt să-i vorbească. Când răspunde la solicitarea lui. Când se oprește, când Duhul Sfânt îi spune, ești pe o cale care duce la pierzare. Când Duhul Sfânt îi spune, ești prea firesc. Când Duhul Sfânt îi spune, îți omor timpul pentru lucrurile pământești, ești prea materialist. Atunci poți să spui, lasă-mă în pace, așa de mult îmi plac lucrurile pământești. Lasă-mă în pace, Duhul Sfânt. Atunci poți să respingi pe Duhul Sfânt. Și în seara aceasta spune, voi nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește. Nu este o prezență accidentală. Nu ești omul care spune, știi, eu n-am mai vorbit de ani de zile în alte limbi. Am mai vorbit acum, că s-a întâmplat ceva în biserică. Nu, cu Duhul Sfânt vorbești în fiecare zi în alte limbi. Sau prin Duhul Sfânt vorbești cu Dumnezeu. Sau călăuzit de Duhul Sfânt vorbești Duhului tău. Și pricepe aceasta. Este o relație cu tine însuți. Dar un îndemn venit de la Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt are atitudinea, este o persoană, nu o putere pe care o putem ignora. Și Duhul Sfânt poate să spună, trebuie să faci asta, trebuie să nu faci asta, și probabil că vă aduc aminte doar un exemplu, pentru că nu știu dacă o să mai apuc să mai tratez o altă problemă dincolo de aceasta, și anume, Biblia spune că Duhul Sfânt a oprit echipa lui Pavel să predice Evanghelia într-un anume ținut. Și a spus, Duhul Sfânt ne-a oprit să facem aceasta. Duhul Sfânt sau Duhul Iisus nu le-a dat voie. Oameni buni, înțelegeți că rațiunea noastră ne-a fi spus oricui dintre noi, dacă mergi în numele Domnului, dacă mergi pentru o cauză, e ok, e în regulă. N-are cum să fie Domnul împotriva. Iată că s-a întâmplat. De ce? Că mai există și o anume prioritate a lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt o cunoaște foarte bine. Mări să fie numele Domnului pentru aceasta. Spuneam,
Duhul Sfânt poate fi jignit. Adică atunci când îl ignori. Aceasta este din nou o fază, o formă a hulii împotriva Duhului Sfânt. Și anume, când Duhul Sfânt îți spune oprește-te, când Duhul Sfânt îți spune fii calm, temperează, liniștește-te, tu să mergi în continuare, în pornirea inimii tale. Așa ca și Balaam. Dumnezeu trimisese, făcea miracolul acela să vorbească până la urmă printr-o măgăriță. Toată lumea pricepea ceva, numai prorocul nu. Măgărița nu mai vrea să meargă. Îngerul era cu stop în față, în fața măgăriței. Toată lumea vedea ce se întâmplă, numai prorocul nu. Asta nu este Duhul Sfânt. Poți să vorbești în alte limbi cât vrei, dacă nu te supui în fiecare zi Duhului Sfânt. Amin? Dacă nu devii spiritual, dacă nu devii duhovnicesc, spune textul din seara aceasta, din Romani. Omul care are Duhul Sfânt merge cu Duhul Sfânt în fiecare zi. Îl ascultă pe Duhul Sfânt. Se consultă cu Duhul Sfânt. Lucrează, acționează la apelul Duhului Sfânt. Se duce acolo unde Duhul Sfânt îl trimite. Când nu are Duhul Sfânt, poți să rămâi o sealbădă vorbire în alte limbi. Și să mimezi, să faci pe spiritual. Cred că acesta este conflictul dintre noi. Dar ăsta este un mod de a te auto-înșela. Să crezi că ai vorbit în alte limbi și că ești spiritual și că Domnul este cu tine. Doar pentru faptul că vorbești în altă limbă. Nu crezi că ar trebui să devii și înțelept? Nu crezi că Duhul Sfânt te-ar călăuzi înțelept? Dar cum explicăm că avem oameni care vorbesc în altă limbi și nu au înțelepciune? Nu au cunoștință. Nu au bunătate, nu au dragoste, nu au darurile Duhului Sfânt. Știți ce spune Apostolul Pavel? Vorbiți în alte limbi. E frumos. Edifică ființa. Dar există o cale nespus mai bună. Care credeți că este calea aceea? Este umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt. N-am făcut nicio greșeală teologică. Pentru că Biblia spune dragostea v-a fost urnată prin Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul. Dragostea și asta vine prin Duhul Sfânt. Păi poți să vorbești în alte limbi cât vrei. Dar dacă nu arăți dragoste, da? Ești un stingher într-o lume pentecostală. Ești un caz de excepție a rusaliilor. Dacă te cerți cu fratele, cu tovarășul de slujbă, cu omul de lângă tine, cu pentecostalul de lângă tine și amândoi pentecostali și faceți altă opinie, nu? Generați o altă opinie. Credeți că este vorba de călăuzire? Credeți că Duhul Sfânt este vinovat că nu accepți apelul Lui, călăuzirea Lui? Cred că este o auto-înșelare. Vorbirea în altă limbi poate să fie auto-înșelare. Dacă nu este călăuzire, însoțire, în fiecare zi, umblați călăuziți de Duhul Sfânt și nu veți împlini poftele firii pământești. Arbuna aceasta, dar nu este și garanția. Este primul pas. Știți ce înseamnă aceasta? Dacă ai intrat la facultate, nu înseamnă cu și termini. Da, ai intrat la facultate. Felicitări că ai intrat la facultate. Ai făcut primul pas, ai luat un examen. Dar mai sunt 99 de examene în 6 ani dacă faci medicină. Poți să cazi oricând la ele. Și la 3-4 examene nu mai trece anul. Și dacă nu mai ai luat, un examen, ai pierdut. Totul s-a dărâmat. Vorbirea în alte limbi. Nu este una tu să arăți că ești pentecostal. Da? Foarte mulți spun, domnule, ne cam lăudăm noi pentecostale cu faptul ăsta că suntem pentecostale. Este un mare lucru. Eu vreau să vă dau doar câteva exemple. Eu am o legătură foarte bună cu frații baptiști și nu numai, creștini după Evanghelie. Și când am avut anumite lucrări mari, le-am spus fraților. Uitați, mi-a spus Domnul, mi-a arătat Domnul în noaptea trecută. Și le-am spus, de exemplu, și v-am mai spus eu asta, ce parlamentari vor ajunge în Parlamentul României din Timiș. Și am spus așa pe rând, cu o lună de zile, când a început campania. Recent, o săptămână în urmă, era o problemă.
Dumnezeu o problemă de genul ăsta. Și vă mărturisesc că mă ducem mai sincer. Dar noaptea am avut o lucrare. M-am trezit și eram să sun la București. Aveam acolo câțiva reprezentanți. Și să le spun ce se întâmplă acolo, înainte de a avea loc congresul. Da? Erau întâlnire la nivel înalt. După ce s-a terminat timpul ăsta, rezultatul a fost cel care mi-a spus Domnul cu 24 de ore înainte ca să voteze cei de la București. Vă spun, n-am cerut asta. Pentru că nu mi se părea că este o chestiune de onoare să șef de la Domnul cine va fi un anume șef în țara aceasta. Cine va conduce destinele țării în continuare. Nu! Dar Dumnezeu a... Dar nu gândit așa. Ce frumos ar fi ca un om al lui Dumnezeu să vină să spună, știi, ăsta e rezultatul. Călăuzirea aceasta. Sigur, n-am spus-o niciodată, cred că, până în seara aceasta. Dar acum vorbesc despre Duhul Sfânt. E frumos să știi rezultatul dinainte, pentru că Duhul Sfânt are multă plăcere să ți-l comunice. Măriță fie El. E menirea aceasta o are El. Să comunice cu tine, să-ți spună ceva, să te lămurească, să-ți dea inspirații, să-ți spună cuvinte. Și haideți să vorbim de câteva lucruri de genul acesta. Și anume, care sunt responsabilitățile Duhului Sfânt, spuneam, în Efeseni, responsabilitatea Lui este să pună o anume pecete. Adică să vadă oameni hotărâți, care cer, se roagă, cred Biblia, da? Se pun la dispoziția Lui Dumnezeu și într-o zi primesc pecetea aceasta. Duhul Sfânt, umplere cu vorbire în alte limbi. Dincolo de asta, dincolo de cele trei elemente, dați-mi voie să am o și reținere. Duhul Sfânt la botez. Duhul Sfânt prin naștere din cuvânt. Duhul Sfânt prin orice altceva. Vreau să văd efectul clar, nou testamentar. Și anume, Duhul Sfânt să spună lucruri mai dinainte. E în exclusivitate dumnezeiește aceasta. Și ca o biserică pedicosală, dragi și surori, am vrea să ne întrebăm pe Domnul mai multe lucruri decât le experimentăm. Amin? Pentru că e plăcerea Lui să comunice cu noi. Un alt atribut este să înnoiască pe oameni în Duhul lor. Să vină o prosperitate așa, o revigorare. Și vreau să citesc cuvântul Domnului în sensul acesta, din Tit. Despre Scriptura, capitolul 3, Tit. Și versetul 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui. Și aici sunt cele două faze. Prin spălarea nașterii din nou, prima fază, foarte bine definită, și a doua, prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul. Amin. Am întâlnit un păstor care nu avea experimentul rusalilor, care vedea că este foarte bine ca slujitor, în tot ceea ce face, e totul ok cu el. Și într-o zi mi-a spus, m-am săturat să fiu o fabrică de predici. Predic și nu știu câți mă ascultă. Nu știu care e efectul. Obosesc când am predicat. M-am săturat să cred că chiar asta trebuie să fac eu și că ce fac e foarte bine. Am nevoie de ceva. Să facă Dumnezeu ce știe. Și să-mi aducă înnoire. Și i-a dus. Și ce s-a întâmplat? A vorbit în alte limbi. Undeva la vreo 200 de km de dumneavoastră este biserica asta. Om a rămas să predice în continuare. L-am ascultat cu plăcere din anii tinereții. Omul acesta a spus, vreau o înnoire. Și asta o facem numai Duhul Sfânt. Ai nevoie și tu de o înnoire? E nevoie de un vânt proaspăt? E nevoie de ceva să vină peste tine să se schimbe atitudinea ta? Da, Duhul Sfânt o poate face asta. O face bine. Și doresc în seara aceasta să marcheze momentul ascultării noastre. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Duhul Sfânt poate să pună slujitori. Să pună oameni în lucrare. Și mare adevăr pe care vreau să-l afirm este Duhul Sfânt nu dă greș. Oamenii pot să spună, Doamne, m-am cam primit cu privire la fratele ăla. N-avea experiență, era foarte... Ne-am cam privit. Nu dă rezultate.
Dar spune Scriptura, pe când oamenii ăia slujeau înaintea Domnului, a venit Duhul Sfânt, le-a vorbit extrem de clar, le-a dat câteva nume, le-a dat două nume, și a spus, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O, dacă lumea asta penticostală ar înțelege ce face Duhul Sfânt. Și dacă Biserica din Vulcan ar înțelege pe 26 că numai Duhul Sfânt o face, nu?